Vreau să-i pregătesc micul dejun lui Eddie ca să îl pot duce la grădi și în dimineața aceasta o să-i fac omletă cu brânzică și o să mai pun și alte lucruri în caserolă. Și gătesc cu Eric în brațe, pentru că ce credeți, nu mă plânge, nu mă îmbrațe, vrea, nu mă lasă deloc. Pachetelul este gata, i-am pus omleta cu brânză pe care am făcut-o în baton din acesta de brânzică, care se desface în multe felii, pentru că știți că el este fan brânză, îmi place să mănânce brânză, pâine și aici afine. Mergem la grădi, ultima săptămână de grădiniță și îi place atât de mult costumul de lemurian, încât aseară l-am spălat pentru că era murdar, l-am pus la uscat pe calorifer să se usuce și astăzi l-am dat curat. Aici am și globuri. Se poate să plec eu de acasă fără globuri? Okay. Nu se poate să plec. Hai să păi da, Eric mi le-a pus acolo. Mulțumim minte? Ce ceas e? Am venit de la grădi și sunt cu Eric, care acum mănâncă o banană. Și vreau să vă arăt ce am adus de la grădiniță. Da. Această placă de lemn pictată de către Eddie, uitați ce frumos a făcut, deci îmi place maxim. Acest copăcel cu frunze și aici o floare, ce frumos. Și scrie Edward, numele lui. Și eu lucrurile de genul acesta le strâng și le țin ca amintiri, mai ales când va fi el mare, vreau să îi le dau să le vadă. Și am o cutie unde acolo le pun pe toate și le țin. Și așa voi proceda și cu această placă, o voi păstra pentru că este superbă. Eric. Prima dată Eric. La laptop. Ok, hai la să vedem. 16, numărul 16. Ăștia... Le găsim? 24. 22. 18. 19. 24. 16. Ok, dă-l mami asta. Poți să-l desfaci tu? Ia-ți, te rog. Acum îți desface. Oh, ce-ai primit? Un baton. Dă-l mami să ți-l desfac. Vrei și tu, Edi? Vrei? Nu vrei să împărțim? Să împărțiți, nu? Ok, poftim. Așa, acum e rândul tău, Edi. Iberașung? Ai, super! 16. Ia să văd, numărul 16. 17 l-am văzut, dar 16. Ah, bravo! Desfă-tu, te rog. Oh, mulțumesc. Oh, bomboană nouă. O fi cu marțipan. Bună, este deja ora 3 după masa și sunt cu copiii sus, în dormitorul lor. Vrem să citim o carte, de data aceasta Eddie a ales curățenie pentru începători. Și astăzi nu prea am reușit să filmez pentru că a fost o zi haotică de azi dimineață. Abia acum ce am reușit, dar oricum deja ați văzut cam care este rutina noastră de zi cu zi din cursul săptămânii. Urmează astăzi să mergem cu Eddie la karate și o să mă duc și eu să-l văd, pentru că de obicei eu sunt la muncă când merge el și nu reușesc niciodată să văd ce face el acolo. Am stat odată puțin mai mult ca să prind și eu câte ceva, dar nu am văzut tot ceea ce face și astăzi o să mă duc și eu pentru că am liber, sunt în concediu și sunt curioasă să îl văd acolo în acțiune. În camera copiilor domnește mereu haosul. În cușca porcușorului de Guinea trebuie făcut curat mereu. Pe birou sunt pahare lipicioase de la suc, cotoare de mere, flori uscate, pungi goale de chipsuri, iar sertarele sunt prea pline ca să le mai poți închide. Într-un stup de albine e mare forfută. Mii de albine lucrătoare, câteva sute de trântori și regina trăiesc împreună într-un spațiu închis. Păstrarea ordinii este deosebit de importantă. Cum o păstrează Eric acum? Așa ai? Te-ai jucat? Da. Vrei la mami? Hai, hai sus. Oh, băi. Așa. Prima dată, harnicele albine lucrătoare fac ordine și curățenie. Vrei să
vrea să mă dea pe mine jos de pe scaun. Trebuie să vezi că se duce. Acum mă dau. Acum îți fac loc. Poftim. Ți-am făcut loc. Uite, ia să văd. Vrei pe scaun? Da, ți-am făcut loc. Dacă tu vrei să te uși pe scaun. Ia să văd. Poți tu singur? Da. În brațe poți. Da. Da, le țin în brațe. Așa. Așa. Mi l-am ridicat cu putere. Wow. Sub arme. Așa și l-am pus pe mine și așa cu el. Wow, și ce puternic ești. High five. Bravo. L-ai pus la loc. Bravo, sunt mândră de tine că ai grijă de el, știi? Ești un frate tare bun. Ești eroul meu. Și eroul meu ești. Te iubesc. Nu mă încet, da? Așa l-am ridicat. Așa l-ai ridicat. Alo! Alo! L-am pus așa. Așa l-ai pus. Ce faci? Stai încet cu piciorul să nu-l doară. Ok, acum lasă-l pe el, cred că vrea el acum singur. Lasă-l pe el. Ia-te jos. Vezi ce puternic? Am văzut ce puternic ești, da. Și acum, haide. Prima dată, harnicele albine lucrătoare fac ordine și curățenie. Este o treabă foarte importantă, căci într-un stup murdar și neîngrijit, microbii dăunători se pot răspândi cu rapiditate. Ce aia? Acolo este prea multe cui și așa. Prea multe percase pot și polițiști prima dată cum se fac când se devin un polițist. Zic așa, ești polițist. Ia, genau, super. După aceea, zice, ok. Și Dacă nu știu, zic eu, atunci mă arată. Ca să devii polițist, trebuie să faci școala de poliție, știi? Academia de poliție. Știi? Și acolo faci mult sport, ceea ce e bine, că ți-e place sportul. Nu știu cum se fac sport de polițist. Păi o să înveți acolo, la academie, dacă vrei să faci polițist. Știi doar că eu vreau să zic că la polițist, la mașină este greu și zic că și când o ieși mașină, și atunci mă lată polițistul cum. Și mă uit atent, fa filmare, mă duc în scaunul de față, și mă uit ce văd cum face. Așa. Cred că ca să văd că, da, că face corect. Suntem în mașină, în drum spre Carat, abia plecat de acasă. Inițial Eddie nu vrea astăzi să meargă pentru că nu avea chef, dar până la urmă a zis că vrea să meargă și repede, repede să ajungem ca să nu întârziem. Și mâine are party la karate, iar poi mâine are pupon show, un spectacol cu păpuși ceva, cred că este, nu știu sigur, dar aflăm astăzi de la domnul instructor. Se întorc băieții înapoi de la karate, să vedem ce s-a întâmplat. Da, ce s-a întâmplat? Astăzi au grupa mai mare petrecere. Da? Da, dar n-ați nimic. Că inițial am vrut să urc și eu sus să-l văd. Că v-am zis că de obicei lucrez și nu reușesc să-l văd. Dar Eric doarme și n-am putut să cobor, să-l las singur în mașină. Și n-am vrut nici să-l trezesc. Și acum s-a întors, na. N-ai nimic, mergem într-un magazin să cumpărăm niște materiale ce ne mai trebuie pentru renovat. Oricum aveam un plan să mergem asta să cumpărăm, așa că mergem acum. Asta e, mai apar și situații din acestea neprevăzute. Tati, până cumpărăm se face dimineață. Da. Până cumpărăm, lucruri și căutăm, se face dimineață. Kindergarten toată săptămâna și vineri e ultima zi. După ce ai vacanță. Vreau să spun ceva. Spune. Vreau să zic că mâine, după ce mă întorc de la calate, merg la grădiniță. Nu, dimineața când te trezești, mergi la grădii și când vii de la grădii, peste câteva ore mergi la party, la karate.
să vină poliția. Safety first. Yeah, safety first, așa. Safety first. Până la urmă am venit într-un magazin din acesta cu materiale de construcții, dar din alt oraș. De fapt, am venit la magazinul de unde am cumpărat podeaua, pentru că vrem să cumpărăm și vopsea pentru camera de joacă a copiilor. Da. Știi că e pentru tine? O vrei tu? Poftim! Da, ne-am luat. Să-mi și niște pentru aici. A, da, poftim. După le găsesc. Stai să văd. Știți că eu vreau să cumpăr această culoare albastru deschis Eismer, dar am văzut-o pe cealaltă lângă și mi se pare mai faină aceasta, plus că tapetul fiind alb va ieși și mai deschisă la culoare decât este aici. Și în catalog mi se părea că arată diferit opțiaua de cum arată aici și parcă mi se pare mai faină aceasta decât aceasta și până la urmă am luat-o pe aceasta. Wow! Ce frumos e seara aici, ce fain să vede. Wow, deco de Crăciun, ce frumos! Ce ai văzut? Uite o căbănuță am văzut. Uite o căbănuță, wow, ce frumoasă e! Și de încă una, și încă una. Ce ai văzut? Îți place de el? L-ai smotuci puțin, așa-i? Așa-i că da? Să îmbrațe la mami. A început să plângă în cărucior că vrea îmbrațe și l-am luat. Ce era să fac? Așa-i? Că dacă nu fac ca el, face tantrum și l-am luat în brațe. Da. Tati umflă baloane primite de la magazin. Trebuie să nu fii pe al doilea, că Sherry are unul. Da. Păi da. La amândoi copii, nu la unul, dar și la unul. Corect? Tati? Da, Edi? L-ai dat drum în afară? Nu. Pupoșenile sunt în spate, amândouă. Hai, da. Asta e a mea! Da. Dă-l și pe celălalt, vezi că e la Eric în mână. Unde? Ia-l puțin și dă-i lui tati să-l umfle. Nu e. L-ai găsit? Nu e. Înseamnă că i-a dat drumul. Jucați-vă cu el. Bine? Până... El dai și lui, da? Dacă vrea, bine? Îl găsim pe celălalt. Ok, let's go. Am ajuns acasă, vreau să-i dau lăpticul lui Eric să-l bea. Și vă ziceam ieri că nu prea mai bea lăptic și... De fapt ieri, în vlogurile anterioare, asta din cauza că mănâncă mâncare. Dar vă spuneam și că este mărit și vrea numai la mine și, și dacă fac un pas de lângă el începe și plânge. Deci, efectiv, este într-o perioadă din aceasta mai grea și mai dificilă în care este dependent de mine. Dar asta din cauza că este un dinte, am descoperit motivul. Ia și crăpa gingia în locul acela și deja se vede vârful dintelui. Urmează să-i dau lăpticul, după care vom mânca și noi cina și să văd ce mai fac în seara aceasta. A cumpărat și cubele de gunoi ca să-mi pună în bucătărie, în dulapior acela de sub chiuvetă, pentru că și așa e liber și vreau acolo să-mi pun gunoiul ca să fie la îndemână. Să pot să arunc ce am nevoie și este super fain, este dublu. Așa arată. În seara aceasta la cină avem fish fingers cu un mix de fasole. Eric deja vrea să mănânce și urmează să vină și băieții. Este 10:30 ceasul și băieții dorm. Pe Eric l-am culcat aici jos, ca de obicei de altfel. Dar Edi în seara aceasta doarme sus cu Cipri. Edi doarme în patul de sus, iar Cipri în patul de jos. Știți că sunt paturi supraetajate în dormitorul băieților. Și pentru că doarme Eric, vreau să încep să editez un alt vlog, pentru că am multe vloguri de editat. Și... Da, cred că doar un vlog voi reuși să editez în noaptea aceasta, pentru că după aceea vreau să mă pun să dorm, pentru că mâine o iau de la capăt și trebuie să mă trezesc dimineață ca să-l duc pe Edi la grădiniță. Astăzi nu a avut cursul de karate, deși nu știam care, dar când a ajuns Cipri acolo sus era tot o petrecere pentru alți cursanți mai mari. Și erau prăjituri acolo, copii, erau singuri, fără părinți, pentru că sunt și mai mari. Nu știu mâine dacă putem și noi să asistăm la petrecerea care va avea loc, pentru că este o petrecere pentru copii mai micuți.
Și da, mâine trebuie să-i duc ceva făcut în casă, niște dulciuri, pentru că fiecare aduce câte ceva. Dar, deși nu a avut astăzi curs, a fost o seară productivă, pentru că nu am pierdut timpul degeaba. Am fost și am cumpărat vopsea pentru camera de joacă a băieților, ați văzut. Și chiar mă bucur că am reușit să cumpărăm vopsea, pentru că dacă nu mergeam să cumpărăm, cu siguranță mergeam sâmbătă și era toată ziua pierdută. Pentru că sâmbătă la noi trece foarte, foarte repede timpul, facem cumpărăturile plus alte lucruri, fie pe aici prin casă, fie mergem să cumpărăm diverse ce avem nevoie. Și zboară timpul și practic era o zi pierdută, dar pentru că acum am cumpărat vopsea, în weekendul acesta putem să mai facem pe la căsuță una alta. Și da, mă bucur pentru lucrul acesta. În seara aceasta aș fi vrut să filmez un filmuleț, o colaborare pe care o voi face luna aceasta împreună cu o mămică. Dar pentru că băieții dorm sus, nu pot să mă duc să filmez, pentru că nu vreau să-i trezesc, în special pe Eddie. Cipri nu are nicio problemă, pentru că și ieri seara am filmat tutorialul acela cu deco pentru masa festivă și Cipri era sus, deci el nu are nicio problemă, dar Eddie cu siguranță s-ar trezi și nu vreau să-l trezesc, pentru că dimineața merge la grădiniță și trebuie să doarmă ca să se odihnească. Dar poate mâine seară reușesc să-l filmez, asta dacă nu cumva adoarme din nou sus. Sau dacă nu, miercuri. Se aude mașina de spălat vase. Ea este silențioasă și de obicei nu aud. Dar în momentul de față este atât de multă liniște în casa mea încât pot să aud mașina de spălat vase care este silențioasă. Deci vă dați seama câtă liniște este la mine în casă. Și seara este singura perioadă din întreaga zi când este atât de liniște. Și câteodată abia aștept să vină seara ca să fie atât de liniște, pentru că în restul zilei sunt numai râsete, numai țipete, numai gălăgie. Fiecare vrea câte ceva, dar câteodată mă relaxez când este așa liniște. Asta este relaxarea mea de seară înainte de culcare. Eu sunt deja aici în colțul meu de editare. Stau la masa pe care am pus-o aici și colțul acesta de obicei este al meu lângă Snowy, pe care îl vedeți acum sus. Și de obicei aici am petrec eu timpul editând filmulețele mele. Și apropo de filmulețe, o să fac încheierea la vlog ca să pot să editez un alt vlog. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în filmulețul de mâine. Noapte bună! Pa, pa!